țara aceasta avem prilejul, dacă nu chiar privilegiul, de a ne reîntâlni cu unul dintre cei mai valoroși, dar și mai iubiți, oameni de teatru din țara noastră. Am vorbit despre o reîntâlnire, căci n-a trecut multă vreme de când domnia sa ne-a cucerit aici, în această sală, cu irezistibila demonstrație de inteligență artistică și vervă comică oferită prin Ivan Trubincă, nemuritorul erou al lui Ion Creangă. Dimensiunea artistică, statuara domnului Marcel Iureș. Ca veritabil creator de teatru, este întruchipată pilduitor, atât ca strălucit interpret pe scenă, în film, la radio și televiziune, cât și ca fondator și manager-director al Teatrului ACT, oferind un exemplu bun de urmat în afirmarea teatrului independent în viața noastră cultural-artistică. Aceste calități i-au adus artistului și satisfacția, și satisfacția obținerii premiului pentru întreaga activitate conferit la Gala Uniter din anul trecut, ultima patronată de regretatul Ion Caramitru. Spectacolul cu Moș Nichifor, o adaptare după Moș Nichifor Coțcariul, de Ion Creangă, în care îl vom revedea pe protagonistul secundat cu o remarcabilă virtuozitate, de Ruxandra Maninu. Talentata actriță a Teatrului Odeon reprezintă încă o dovadă a colaborării excepționale dintre regizorul Alexandru Davija și actorul Marcel Iureș, cu o lucrare pe care o putem considera emblematică pentru valorificarea modernă și evenimențială a umorului românesc pe texte de Ion Creangă, Caragiale, Marin Preda și nu numai aceștia. Două personaje pe scenă, două generații în dialog, două așa zise filozofii de viață, întrupate sub semnul unui umor fierbinte și contagios, departe de falsele pudori ori neputința unora de a face diferența între divertismentul golit de emoție intelectuală și comedia vrednică de stimă. Mult succes oaspeților noștri, iar... Asta e tot, nu? Ăștia sunt. Mai am câteva. Mai ai? Păi da, mai am și acolo și acolo și în spate. Da. Da. Oare au loc toate în căruță? Cum să mai poți? Da? Uite-mă, căruță mare de tot. M-am gândit. Păi, mă duc să mă aduc. Ia, vezi, mătrea, cum e pe acolo. Ia. Așa. Să le punem să se balanceze așa frumos. Aici. Uite, astea sunt niște plăpumi și perne. Să le pun mata. Ia uite, le pun așa. Da. Așa? Așa. Și eu mă duc să mai aduc și mai aduc și mata. Unde e mata? Uite, pe acolo, da. Vezi că e o valișoară. Valișoară, valișoară. Ce de troncăne așa? Păi acolo am niște pahare, farfurii și tacâmuri. Să ai grijă să nu le spargi. Păi, ce-am fugit eu de ridicătură, dumne. Mi-a rupt spinare. Da, numai de asta m-am rupt parte. Zici că e păpânt? Cum adică dacă e vreo pasări la ei? N-am auzit de treaba asta. E un mulci, o pasări. Nu, ăsta e un desert, lapte. E un desert din ouă. Aaaa, asta că mi-a zis mie unul. Da. Zic că cucu jidănesc are două țățesoare, așa și... face la pe direct. Oameni, haide, Mordic, mă cum să mulci cucu, Doamne? Bună apa, și-o pune și tu. Păi, am dus
zău? Da, până într-un rând. Când, săraci, vă dădea eu pe acolo, privegeau prin iar maroc, da? Când dă nas în nas cu protopopul de la neamț. A, și ăsta oh, era rău? Oh. Rău? Mă uit eu, nu era măicuțele. Când mă uit mai bine, erau toate pe jos ca broaștele. Păi dăduse canon. Ce i-a dat? Canon. Canon? Așa? Să bea lapte numai de la o vacă. De la o singură vacă lapte? A vaca aia. Păi și de ce? Să nu îmbătrânească de grabă. A avut canon. Păi să te tot canonești așa, da, păi nici. Uite, cam ta zicea și maica aia. Da, da, bine. Așa e cum îmi spui eu și mă. Da, da, așa e. Da, 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 da. Ia vezi, mă, Nichita, dacă... Că... Hai, gata. Nu, am uitat că mășile astea de noapte. Ba, atâtea. Bă, nu tu dormiți noaptea, vă schimbați sau ce? Clopotul ascultă aici, plecai la vărsatul zorilor și dacă apucai să-i dai o gol, înțelegi, până la chindie, până la asfințit. Nu? Ba, și când îți răbea, da, îți dai seama că mânca câte o lună jumate înainte, da. S-auzea peste, ce vorbești, 5, 6, poate 7, 8 sate. Zău, așa clopot, da, de mare? Da, da, da. Moș Nichifor, dar eu văd că mata faci ce faci și tu cu popii ai treabă. Asta a fost nouă. Zău? Dar iepele astea de unde le-ai luat? Tot de la un pop. Păi, n-ai zis că nu vrei să mai ai de-a face cu partea duhovnicească cu toi trei? Păi, asta nu se pune. Păi, cum nu se pune? Nu era tot popă? Păi, era popă, dar era un popă bețiv. Altceva. Păi, cum? Păi, să fi văzut că iepușoarele astea, da, cum învățaseră, cum vedea o cârciumă, și cu coada mai...
Și? O schimb pe loc. Alta. Alta, așa, așa. Și atunci, vezi, rămâne oiștea goală, cum ar veni. Când pe o parte, când pe o parte. Când pe o parte, când pe o parte. Dar asta a fost obiciunea mea în viață. Iepele. Păi, abia așa, cam greu de îngriji, nu? Greu? De-aia să și spune, să nu te pui în închiduță, să te pui vizitiu la cai albi, dar nici lungă la muiere. Păi și, le curezi tot mata? Păi ce să le curățe și cu așa? Amândouă? Amândouă. Și pe asta o altă. Da. Și pe asta o altă. Da, da. Așa mi-a trecut mie în viață. O fi îmbătrânit și ea, săraca. Păi am pus-o eu să îmbătrânesc. Eu de ce n-am îmbătrânit? Ia uite-mă, sunt pe cap pe tot timpul. Hai, fetele. Toată lumea îmbătrânește, mă. Uite și eu. Ma ta? Păi da, ca mâine-s gata. Ma ta mai ai, vezi de... Ce să mai am, de fapt, mi se umplă și mie picioarele, mi se poate. Și ce are? Ce are? Lasă că ai făcut un bărbat, de ce să apuce, să îi se umple mâna, carne, mâncă, așa, te lua mâna cam grea, așa. Așa e. Închide ochii întâi. Da. Așa. Acum pune mâinile la urechi. Da. Danga, danga, danga. Ai auzit ce tare face. Mie mi se pare că ai făcut mata din gură. Vezi de treabă. Era frumos, nu? Păi nu mai zic deloc că mă faci în toate boalele, moș Nichifor. Nu că zic eu. Ia uite, 8! Vine a te juca și până și că se e. Îți ia de dezbenguile. Ai noroc că eu îmi țiu firea și nici nu mă prea tem de lup așa, dar să fii postat cu lup. Mai bine lupul moș, Nichifor. Acum aș fi mata prea des vrei să fii. Nu fi câte un lucru ăsta după fiecare copac din pe la Sfântul Andrei umblă ei mai mult așa în haită. Păi și când e Sfântul Andrei? Mai la toamnă. Traista cioban. Sunătoare. Ia uite, asta de aici ce faci? Uite, ea e bună de energie. Da? Da. Hai. Acum te pui în piatra. O, așa. Gata? Da, gata. Hai. Oare tot fi ceasul? Păi eu nu se știu eu. Păi nu știu, fi tot ceas. Păi eu nu se știu, eu n-am pendulă. Am numai biciușca asta, o pui așa în copan și mi-arată ora exact. Ajung și eu acasă, la Ițic. Eu? Ce s-a întâmplat? Neamul lui de capăt s-a rupt. Ce s-a rupt? Un capăt de la căruță s-a rupt. Cum? Vezi cum ai zis de Ițic, cum s-a rupt?
ce frumos e în pădure! Frumos, numai dumneavoastră de la târg nu sunteți. Învățați cu ce e frumos pe lume. E, dacă nu mi-ar fi așa frică... Păi de ce ți-e frică, de părăși? De lup? Mai dă-mi colo de lup. De altceva, mata, nu știi să vorbești. Ha? Da. Da, mata, la mers așa, la umble, aduci cu una de-a noastră. Ha? Nu cumva tatăl matale. A ținut mult timp ratușul din Bodești. Și acum ai un frate de-a lui. Păi, mă miram, de-aia vorbești mata așa bine românește. Dar spui, și la mers aduci cu una de-a noastră. Nu te mai cred că te tem de lup, nea. Iau, privighetorile, da, ce hați fac. Ei, alea sunt turturele. Așa mă crede că sunt amorezat. Zbura somnul, știi cum? Sunt treaz și odihnit de parcă aș fi dormit o noapte întreagă. Ce poți să ne dori? Privighetorii mei. Macaș. Mai lasă-mă și pe ea să sufle o țără mai. Parcă ești turbat. Nu o bărbiți așa, de. Nu te duci nicăieri! Cred că și Sfredelul, dacă... Nu te duci nicăieri! E o palmă de loc, jucă și că până... Nu te duci nicăieri! Nici în pădure n-a fost rău. Când am ajuns la piatra, Iții tocmai venea de la școală. Când a văzut-o pe Malca, nu mai știa ce să facă de bucurie. Apoi când i-am mai povestit și întâmplarea din pădure, cum numai Dumnezeu ne scăpase din primejdie. Nu mai știa cum să mult. Han. Miranda și tu, mă. Hai, mă. Hai, hai, hai. Hai, 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 hai. Thank you.
timp mă duci mata pe mine la piatră? Cine mai ține minte jucăși? Auzi, dar ce fac băieții? A, bine! Bine. Da. A, ce să fac? E toată ziua după cai. Hai, Miranda, hai, Miranda, hai. Aveți cu biciul ăla. Nu stau deloc, nu stau, niciun loc, dar dai puțin în partea cealaltă. Nu se dau în partea aia.